Bună dimineața, oameni buni! Am ieșit din birou și facem o emisiune în fața celei mai importante instituții, celor mai importante instituții din județul Neamț. Pentru că de aici vine lumina noastră și nu are legătură cu facturile la încălzire sau cu altceva. Vine lumina noastră atunci când este vorba despre mai binele județului, adică despre mai binele dumneavoastră. Această instituție pe care dumneavoastră o vedeți, cu foarte multe ferestre, luminată bine din birouri, cu perdele, cu aer condiționat care se poate folosi și când e frig și când e cald. Deci această instituție este locul de unde pleacă tot ceea ce ne influențează viața în județ. Această instituție nu a binevoit să facă o informare către populație de foarte mult timp, prin metodele tradiționale, o conferință de presă, un briefing, un comunicat de presă, pentru că această instituție a împărțit presa în bună și rea. Bună, cea care așa, rea, care nu. Această instituție nu binevoiește să informeze niciodată când este o problemă importantă. M-am plictisit să vorbesc despre podul de la Luțca. N-au binevoit să iasă într-o conferință de presă să dea explicații. Pentru că a venit presa odată, a binevoit să coboare domnul Chitic și să spună câteva vorbe. Nu știu, nu cunosc, nu avem răspunsuri. Această instituție trăiește sub zodia nu-ului. Nu. Nu și nu. I-am întrebat, acum câteva luni, un lucru simplu. Cine a dat din instituție drumul la circulația pe podul de la Luțca? N-au răspuns nici astăzi, pentru că probabil merg după legislația din America, să nu se autoincrimineze. În această instituție, ca să fim foarte cinstiți, se fac și lucruri bune și lucruri rele. Nimeni nu vrea să spună doar despre lucrurile rele. Dar avem dreptul toți, locuitorii acestui județ, să fim informați. Nu este prea târziu nici acum să vină un purtător de cuvânt să ne spună cine a dat drumul la circulație pe podul de la Luțca. Dacă a dat sau să spună că n-a dat. Pentru că așa spune legea, sunt obligat să răspundă. Poate vine doamna Soroceanu, poate vine altcineva. Nu este niciun fel de problemă. Facem această emisiune pentru că vrem să vă amintim și o să o facem de mai multe ori, dacă nu se poate altfel, că această instituție în care se rulează milioane de euro, zeci de milioane de euro, este condusă în acest moment de Ionel Arsene. Întâmplarea face că este condamnat la 8 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru 3 fapte de corupție. Se judecă apelul. Până la finalizarea apelului funcționează prezumția cică de nevinovăție. Ajutoarele lui, mâna dreaptă, este domnul Chitic. Și el condamnat în primă instanță pentru o faptă petrecută la Consiliul Local, când era viceprimar. Mâna stângă, sau dacă o fi alte mâini invers, nu știm, este Mădălina Ciubotaru, care și ea are în spate o istorie interesantă cu o societate a Consiliului Județean pe care o administra și pentru care a fost obligată să plătească. I s-a atras răspunderea, ca să înțelegeți mai bine. Deci în acest moment ei ne conduc județul. Mai există și o a patra persoană. Un domn care vine de la, Bacău, ca să administreze județul în funcția de administrator public. Cât ne costă, nu știm, cheltuielile pur și simplu materiale. Cât ne costă altfel, probabil că o să aflăm peste 4-5 ani, când vor începe alte anchete. Pentru că sunt foarte multe anchete începute în această instituție. Sunt multe anchete
pentru că oameni din instituție au fost implicați în tot felul de alte afaceri. O să spuneți, domne, și în alte părți sunt oameni care au dosare penale. Da, dar nu sunt condamnați în primă instanță. Nu sunt oameni care se ascund, nu fac o conferință de presă, nu ies în fața oamenilor să spună. Totul se desfășoară din când în când, unde se poate, printr-un comunicat de presă. Da, s-au făcut lucruri bune din această instituție. S-a făcut un axial, se face un drum pe la Borca, s-au reparat drumuri. Dar ce trebuie să înțelegeți este că ele se fac cu bani publici și este datoria acestei instituții să le facă. Nu este niciun caz datoria cuiva să iasă cu sau fără cașchetă pe cap și să spună am făcut eu. Nu. Ai făcut împreună cu niște oameni care fac lucruri bune când sunt lăsați și lucruri proaste când sunt obligați să le facă prost. Nu stăm să discutăm aici care este valoarea lucrărilor sau modul lor de atribuire. Că până la urmă asta e treaba altora să verifice și ele se pot face în așa fel încât de fiecare dată să spui că s-a respectat litera legii. Nu spiritul legii, s-a respectat litera legii. Mai sunt multe de spus despre Consiliul Județean Neamț. Să nu uităm că aici este și prefectura. Care prefectura acum mai nou este asumată politic. Înainte ne prosteau în față. Puneau câte un prefect dintr-un partid și spuneau că nu este din partidul respectiv și el este apolitic și este echidistant. Măcar acum știm un lucru. Prefectul nu mai este echidistant. Este din partea unui partid și acționează pentru partid. Nu numai în Neamț, peste tot. Dacă sunt oameni de calitate, ar putea să fie echidistant sau să mimeze echidistanța. Dar ce echidistanță putea să existe, de exemplu, când din aceste două instituții, Consiliul Județean și Prefectură, a ieșit un rahat, perjele le puteți adăuga dumneavoastră, cum a fost cel cu mazilirea în câteva minute a unui vicepreședinte de Consiliu Județean, pe numele său, Dulamă. Deci, Cristian Dulamă. I-au înscenat niște hârtii, pornind de la o anonimă, cu cineva care a adus o hârtie și de acolo țoc un poc pe niște semnături asumate, s-a creat un dosar și a fost eliminat, scos din joc. A, bine, că el și-a luat banii în timp și acum este la mâna, nici nu știu, dreapta dreptei sau stânga stângii domnului Arsene de pe postura de consilier județean și director adjunct la Deghia SPC, nu mai e nicio problemă. Pentru că, mai devreme sau mai târziu, toți își dau mâna. Toți își dau mâna. Întotdeauna vor găsi pretexte. Când își vor da mâna cei de la PNL cu cei de la PSD, vor spune că își dau mâna pentru că nu mai e Arsene. Dacă va fi Arsene și își vor da mâna, vor spune că au ordin de sus. Dar întotdeauna, până la urmă, își vor da mâna. În această instituție au pornit, ca pe vremea lui Stalin sau a lui Ceaușescu sau a lui Gheorghe Gheorghiu Dejpe, a lui Ceaușescu mai puțin, maziliri de directori. Mai țineți minte cum a fost mazilit Adriana lui Gheorghe? Pentru că, vezi, doamne, a avut îndrăzneala să participe la un miting împotriva PSD-ului. Puțin își mai amintesc cum a fost mazilit directorul Gherca de la muzeu. De ce? Pentru că a avut curajul să-i trimită o adresă domnului președinte și Consiliului Județean Neamț în care să spună că bugetul este insuficient pentru muzeu. Și a fost executat, scurt pe doi. A fost executat de cine? A fost executat de cel care va fi și el executat mai târziu, Laurențiu Dulamă, în comisiile de concurs. Era să fie executat și directorul de la teatru, dar
a avut prevederea să plece înainte. Din această instituție se virează bani pentru Drupo, despre care nimeni nu mai știe ce face, pentru că, nu-i așa, este secret județean ce se întâmplă la Drupo. Din această instituție se virează bani pentru festivalul de teatru, care nu mai poartă numele Teatrului Tineretului în mod normal, pentru că nu mai are nicio legătură cu tradiția Teatrului Tineretului, și poartă numele, din punctul nostru de vedere, al directoarei care se ocupă când are timp să vină la teatru. De la directoarea teatrului a moștenit ceva, obiceiuri și Consiliul Județean. De la directoarea teatrului vine din când în când la teatru, pentru că are foarte multe obligații. Din când în când apare și președintele Consiliului Județean în Neamț, când are timp. Când este de luat hotărâri importante, din această instituție pleacă un ordin care spune așa: ședință online. Și se ia o hotărâre de sute de milioane de euro sau sute de milioane de euro pe online, iar consilierii sunt sfătuiți să-și depună amendamentele pe WhatsApp. Așa se conduce această instituție. Într-o bătaie de joc și o batjocură la adresa populației. Mai sunt foarte multe lucruri de spus despre ce se întâmplă aici. Nu ne-am propus să facem o emisiune lungă, ne-am propus să facem o emisiune în care să atragem atenția, acum, pe ultima sută de metri, că se poate colabora dacă această instituție își schimbă metehnele, dacă lasă jos aroganța, nesimțirea, și înțelege că salariile mari pe care le iau cei de aici sunt din bani publici și trebuie să le întoarcă măcar pentru a informa și a nu-și bate joc. Deci, cum spuneam, nu facem o emisiune lungă. Sper să fie de impact, să fie apreciată de cei care se uită. Acum, la final, eu am o singură, adică de fapt mai multe întrebări și n-au niciun fel de conotație, cred. Întrebările sună cam așa: a plecat, pleacă sau nu îi se dă voie să plece? Valentin Bălănescu, Mesagerul de Neamț, din fața Consiliului Județean Neamț, vă doresc o zi frumoasă.